Bine mare am regăsit, prieteni din Republica Socialistă România, era să zic. L-ați văzut pe domnul șef al ANAF-ului, pus proaspăt de PSD, cred că e pus acolo, care a venit și a spus, băi băieți, gata cu șmecheria, 560 de oameni de români, da? Trăiesc un pic mai bine decât credem noi că ar trebui să trăiască. Adică au niște bănuți, ce s-o fi întâmplat, evaziune fiscală, nu evaziune fiscală, controle de la 1 iulie, că vă iau pe toți. Domnule, jos pălăria, doar că, așa cum am spus azi dimineață, domnul, noul șef al, al fiscului, are un discurs foarte bun, dar numai de la T0. Da? Adică să uităm ce a fost înainte. Și atunci eu întreb așa, e, domnul șef al fiscului, nu e așa că veți începe vânătoarea de șmecheri cu domnul Dan Voiculescu, cel care ar trebui, zic unele surse, acte, documente, să mai dea statului încă, să mai înapoieze, pardon, statului încă vreo 40-45 de milioane de euro. Despre toate astea, despre risipa pe care o face statul și nu și-o contabilizează, despre faptul că nu vorbește despre pensiile speciale, ci pur și simplu vine și spune domnule, am un deficit bugetar, am nevoie de bani, nu tem pensiile speciale, nu e nicio problemă că Dorneanu și ceilalți de la CCR au luat pe lângă salarii, pe lângă pensii de 14.000 de euro, 12.000 de euro și un bonus mic de 30.000 de euro, trebuie să le plătească de undeva. De unde? De la pulime, populimea copulativă. Și povestim despre chestia asta, m-am înfuriat, recunosc, dar este, un, este o furie constructivă, nu-i așa? Cu Cristi Bordei, bine ai venit, senator, <coughs> mă, ce vor să facă ăștia? Bine te-am găsit. Tu crezi că vor merge la Dan Viculescu? Sunt sceptic privind asta, pentru că dacă vreau să meargă, puteau să meargă și până acum. Mie mi se pare bun, e clar că e foame foarte mare de bani la buget, asta e foarte clar. Și ceea ce a anunțat nou șefa fiscului este, de fapt, cea mai populistă și mai facilă acțiune pe care o putea anunța cu surle și trâmbițe, și anume că se va îndrepta către persoanele fizice. În principiu e foarte corect în toate țările dezvoltate și civilizate, fiscul este foarte temut de cei care fac bani la necru sau care au venituri pe care nu și le declară. Deci, repet, în principiu e foarte corect ca fiscul să urmărească să îi prindă pe toți aceia care Fac bani care nu sunt declarați. Doar că? Doar că în România, după cum știm, cred că există alte priori... Nu că există alte priorități față de aceasta, toate ar trebui făcute în paralel și ar fi trebuit început exact cum ai zis și tu, în primul rând cu confiscarea extinsă, adică cu confiscarea averilor celor care au dat mari tunuri la stat, care, unii dintre ei au făcut pușcării, au și ieșit de acolo, dar au rămas, au, cu, milioane. au rămas cu milioanele de euro în conturi liniștiți și nederanjați de nimeni. Apoi, așa cum ai spus iarăși, pensiile speciale. Nu numai pensiile speciale în sine, ci și... Cumulul de pensii, pentru că domnul Dorneanu de care spui tu nu are doar o pensie. Vrut să -o are până. mai multe și dacă aduni cât ia el din toate pensiile astea, toate de la stat, te ia cu o amețeală. Apoi cumulul pensiei cu salariu tot de la stat, un lucru care iarăși mi se pare total în neregulă și asta e o lege care stă prin sertarele Parlamentului de câțiva ani buni. Pentru că nu e normal ca tu să ieși la pensie de la stat și apoi să te reangajezi tot la stat. Cu salarii. Și vorbim de fapt de oameni, nu cei care au ieșit la 65 de ani. Vorbim de cei care ies la poate nici 50 de ani cu pensii foarte mari și apoi să reangajează, bine mersi, tot la stat. Apoi, scuză-mă că te întrerup, apoi toată risipa asta care încă nu este o reglată, toată risipa cu miile de agenții ale statului despre care unele nici n-am auzit și nici nu se știe ce fac acolo. Deci dacă vrei să încep cu optimizarea bugetară, trebuie să încep cu asta. Întâi cu optimizarea cheltuielor statului, apoi cu recuperarea banilor de la cei condamnați, apoi cu pensiile speciale, ca să nu mai vorbim și de -o cercetare foarte serioasă a averilor din străinătate, mai ales a multor politicieni. Avere ascunse, ții minte atunci cu Panama Papers, când statul român n-a fost interesat să cumpere acele baze de date cu ce avere au cetățenii români prin străinătate. Și apoi, bineînțeles, da, e foarte corect să mergi și la persoanele fizice care Arată un lux și venituri mult mai mari decât cele declarate, și să-i întrebi de unde au acei da, bani. Vezi cum a început toată discuția? Cu profesorii. Adică exact pe aia pe care i-ai lăsat la marginea societății. I-ai disprețuit timp de trei decenii. I ai făcut deja să, să, Ai făcut societatea să nu mai creadă că meseria de profesor este una importantă și că poți trăi din ea. Dacă îți amintești cu asta a început. Meditațiile. În loc să înceapă așa. Da, într-adevăr este o problemă cu meditațiile, dar hai să mergem la cauză. Cauza este pur și simplu un sistem de, de învățământ absolut inadecvat pentru secolul 21. Da. Și atunci să mergi cumva în paralel, să zici, da, domnule, uite, hai să facem, aveți un termen de șase luni să vă faceți un PFA sau o firmă, Adică, mă gândesc la statul partener. Ăsta este un stat îndobitocit de socialism da. și înainte aveam 41 de, 41 de prim-secretari, acum avem câteva mii de prim-secretari. Da, învățământul îndobitocit și lăsat în paragină, ale cărui rezultate se văd acum, pentru că, nu știu dacă ai avut ocazia să vorbești cu oameni din companii mari angajatori, ca să vezi cam ce probleme sunt cu calitatea pregătirii oamenilor care ar putea fi angajați, și lipsa de serio seriozitate și așa mai departe. Deci, sunt niște probleme majore despre care nu discută nimeni. Da? Ca să nu deviem subiectul, poate nu întâmplător, în același timp cu această declarație, am mai auzit-o minune, ca să-i spun așa, între ghilimele, cu acea ordonanță de urgență pe care încă n-am văzut-o pentru combaterea speculei. Pe care... mulțile ce aspecte. Păi nu știu, nici eu nu Speculii înțeleg. dacă mm. iau ceva de la tine la negru și vând la altul, tot la negru. Dar dacă mm. iau de la tine cu o factură mm. un leu și vând la altul cu 10.000 de lei și-a o, -o cumpără, înseamnă că prețul corect este cel fixat de piață. Da, asta e o Tâmpenie absolută, după părerea mea, e o chestie tot așa populistă și cu, de fapt cu un iz comunist, pentru că povestea asta cu specula, cu speculanții, de fapt e ceva ce vine din comunism, unde nu se înțelegea ce e aia economie de piață și oricine care cumpăra un lucru cu un preț și îl revindea cu un preț mai mare era considerat speculant. Deci e o tâmpenie eu sunt foarte curios să citesc și ordonanța asta de urgență, dar, sincer, sunt destul de îngrijorat pentru că văd că apar, așa, rând pe rând, tot felul de lucruri de genul ăsta, inclusiv discuțiile despre renunțarea la cota unică, discuțiile despre impunerea taxei, de așa zisă taxă de solidaritate pe cifra de afaceri a companiilor. Sigur că toate astea pentru un om care nu are educație financiară, care nu înțelege fenomenele economice și nu înțelege de fapt ce se întâmplă pe o piață, sună foarte bine. Inclusiv anunțul ăsta că ne ducem după bogați și le luăm gâtul, da, sună foarte bine la o anumită categorie de populație, dar. Din păcate, există un pericol foarte mare privind consecințele unor astfel de acțiuni, inclusiv ordonanța asta cu specula sau cu taxa de solidaritate și așa mai departe. Niște consecințe care în cele din urmă, dacă se întâmplă, îi vor lovi cel mai dur exact pe cei care li se pare acum o chestie foarte interesantă și foarte bună. Citisem azi dimineață, în emisiunea dimineață, citisem un, o, o, postare foarte logică și nu înțeleg de ce ăștia de la PSD nu, nu pricep, n-au atâta doi neuroni să se pupe cu limbă și ai priceput. Da? Uh, ziceam așa, păi nu vă bucurați de taxa asta, de suprataxarea uh, campaniilor, pentru că în acolo buzunarul vostru se va găsi. Da? Impo uh, te bucuri că e impozitată Coca-Cola? nicio problemă. Coca-Cola va spune, de mâine nu-i mai 3 lei, că e 3 50. Ikea nu-i nu mai lui. 799 de la că 859. Totul ăla care nu ai, vei înjura. Dar trebuie să-ți amintești că ai aplaudat un partid care s-a aplaudat singur în oglindă, într-un fel de autoadmirație, într-un fel de de, 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 nici nu cum să-i zic, Uh, am vrut să zic un termen de la urât, 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 da? uh, Pur și simplu nu se înțelege că România trebuie să fie capitalistă. Da. Și deja tentațiile astea devin, mai mult decât tentații, devin presiune pe grupările de dreapta, vorbesc acum de PNL care zice că e de dreapta și pe toată lumea, da? vorba vine de dreapta, și la, se vor transforma într-o într, într bătă electorală. În 2023, în 2024, va veni ciolacul pe cai mari, da, sau călare pe nu știu care, și va spune, domnule, bogații ăștia, dispăreți de aici, luați de la aia care au, dați de aia la aia care n-au. Va fi un fel de anii 50, da, toată atmosfera, uh -huh. doar că mai mult ștaif. Vom avea și comenzi pe volan din când în când. Păi, noi oricum avem probleme, că dacă discuți cu mari investitori, cu companii, toți îți vor spune același lucru. Problema lipsei infrastructurii, problema instabilității legislative care se traduce inclusiv în instabilitatea fiscală. Pentru că oricine vrea să, dezvolte o afacere, el trebuie să-și facă un plan pe mai mulți ani. Aici nu poți gândi de pe o zi pe alta așa cum ar crede cei care n-au lucrat în viața lor într-o companie. Și atunci, după ce că tu oricum ai problemele astea care oricum pun probleme investitorilor, mai vii și cu lucruri de genul ăsta, gen taxa de solidaritate care repet, sună foarte bine, mai ales că în România se tot rostogolește narativul ăsta pornind dinspre PSD în primul rând cu străinii care au venit să ne sugă sângele și așa mai colonie, departe. Etc. Da, dar nu să înțeleg niște fenomene economice absolut de bază pentru că Scopul tău este să creezi un mediu cât mai favorabil pentru dezvoltarea afacerilor, pentru că, până la urmă, de acolo se produc impozite și taxe, de acolo se produc bani la buget ca să se investească în sănătate, în educație, în salarii și așa mai departe. Eu mă uitam pe New York Times, <coughs> acum. Da. Care vorbește despre faptul că România ar putea deveni un exportator în energie. Dar asta e o discuție pe care vrem să facem, vreau să o facem separat, dar vreau să punctez ce ziceau cei de la New York Times. Uh, România este, are o oportunitate uriașă. Are niște resurse uriașe. Problema e instabilitatea, exact ce zici asta tu, legislativă și, da. citez, cel mai dur sistem fiscal din Europa. Adică, băi, undeva trebuie să ne oprim. Să nu, ne mai, fric, să nu ne mai fie frică de faptul că nu știu care se îmbogățește, vorba vine, intră în clasa medie, că în România cam asta da. înseamnă, și că altul săracu stă acolo și nu are Bun, hai să investim în reconversii profesionale. Hai să investim în educație, în calificări, în cursuri de calificare. Pentru că vin bani de la Uniunea Europeană și iar nu vorbește nimeni de chestia asta și eu iau niște bani de la Comisia Europeană și mă duc să vorbesc despre frizerii. Da? Și aduc 30 de neamuri că trebuie să am prezență, să arăt poze, să văd așa și le spun despre cât de faine meseria de frizer. Pleacă e acasă, le mai dau câte o măslină și au luat 10.000 de euro ca să ce? Niciunul nu va deveni frizer de acum. Da, aici mai e o chestiune pe care foarte multă lume nu o înțelege, că până la urmă dezvoltarea economiei și dezvoltarea afacerilor și încurajarea investitorilor și străini, dar și români, se dezvolte afacerea aici în România, e și o metodă de a fixa tinerii acei tineri care, nu știu, în proporție de 50% în momentul de față vor să plece din țară, în momentul în care au și aici mai multe oportunități, când pot avea un salariu aproape de nivelul celor din vest, atunci unii dintre ei nu se vor mai gândi să plece. Asta nu înțelege foarte multă lume cărora aproape le sună foarte bine toată prigoana asta contra străinilor, contra bogaților. Repet, da, e foarte corect dacă cei care fac evaziune fiscală să fie prinși, da, și prinși și pedepsi, să le se ia banii și așa mai departe, dar nu să transforme asta într-o prigoană peste Ceea ce oricum avem, și pe lângă instabilitatea fiscală și legislativă, mai e și modul în care se comportă statul cu întreprinzătorul privat. Pentru că la noi statul, în continuare, este ostil. Nu este ca în alte țări, unde statul e prietenos, vrea să te încurajeze până să-ți dea o sancțiune, mai întâi vine, ți-atrage atenția, îți, arată cum, îți să faci. arată cum să faci. Nu, la noi, în continuare, vine și îți caută nod în papură. Deci, nu e... se pare că asta e o chestie de asta de reconversie, apropo, că vorbeam de reconversii profesionale. Se reconvertește PSD-ul pe modelul lui Iliescu cu vin moșierii? Da, și cred că sunt foarte inspirați de Victor Orban, după părerea Crezi? mea. Da, uh, foarte inspirat inspirați parțial de Victor Orban. Da, 150 de km. De da, da, de acolo iarăși nu, nu se înțelege că Victor Orban latră el la Uniunea Europeană, la companiile străine și așa mai departe. Dar asta după ce a absorbit aproape toți bani, nu aproape, toți banii, toți banii. Uniunea Europeană, a făcut autostrăzi de-a lungul și de-a latul Ungariei. Investiții majore au venit în Ungaria în ultimii ani, investiții care unele au încercat să vină și în România, păi dar au renunțat, tocmai din lipsă, infrastructură, instabilitate așa și, așa m -a m -a mai departe. Și acum de dar pachetul, ziceau, nu știu care ziar. Da, Știi. deci înainte să te uiți la un model care ți se pare ție interesant, trebuie totuși să vezi cred toate și, aspectele cred modelului. Și Orban joacă electoral pentru că el vorba ta latră la, comun la comunitatea europeană. Dacă când e vorba de despre bănuți, l-am auzit azi dimineață pe Ciarto, mă l-am văzut într-un ziar. să încercăm să negociem uh, pe reu. O să vedem cum ne înțelege că totuși ne trebuie niște miliarde de bani de euro. Păi de da, acolo. ei au absorbit toți banii europeni de până acum. Noi, dacă vezi bilanțul cât am absorbit din banii pe care i-am avut la dispoziție, iarăși te ia durerea de cap, dar de fapt vezi în infrastructură că nu avem nici măcar o autostradă terminată. Da, eu, eu mă întreb. -un uh, unde e baiul? Unde e gâlma aia pe care trebuie să o scoate? Unde e tumoarea aia pe care trebuie să o ejectăm? Și eu cred că e vorba de mentalitatea celor care formează clasa politică veche și în special PSD, cei care practic sunt și. Partidului Comunist Român așa. și le-a rămas gen asta comunistă-socialistă și văd lucrurile prin prisma asta, dar mă miră faptul că PNL-ul acceptă să devină tot mai irrelevant în această alianță, practic alianța de fapt începe să cânte tot mai socialist. Da, un prezervativ de lux pentru PSD. Da. Dar mă gândesc că avem o problemă și noi. Că PSD-ul n-ar rezista dacă n-ar rezista milioanele alea. Evident. Care de ei întotdeauna au putut con conta pe 3-4 milioane de votanți așa, fără să facă nimic. Și de unde asta? I-au învățat cu uleiul, cu zahărul? Sau i-au adus într-un într, -un, adus <coughs> într -un grad de sărăcie în care i-a zis, bă, sunt sărac, las că ăsta mă salvează? Nu știu. Da, e și problema educației despre care vorbim. Acum, bineînțeles, noi nu putem blama niște oameni De că au anumită opțiune electorală. Blamezi cauza da, pentru evident. care au ajuns acolo. Da. Nu știu, dar PSD-ul, cel puțin, tema asta cu impozitarea progresivă, cu taxa de solidaritate. Asta e o temă recurentă care, pe care ei o lansează periodic de ani buni. Și eu îți garantez că o lansează în, în, același moment în care se tace foarte consistent, dacă putem oximoroniza așa. Și noi lineare. mai trebuie să ținem... Pensii speciale. Da, dar mai trebuie să ținem cont de încă un aspect de criza care practic este în desfășurare. Deci în momentul în care se anunță o criză atât de dură despre care vorbesc foarte mulți experți, tu te apuci să jupoi taxe și impozite. Și să de... la stat? Și da, să și să, la, la, stat, la da, de stat. deci, și nu vrei să iei anumite măsuri, deci nu se poate cu pensiile astea speciale, nu se poate continua, sunt miliarde de euro care se plătesc da, în pensiile da, da. speciale. A fost, și asta e ultima întrebare, că știu că te grăbești, când ați făcut voi legea aia, când ați propus legea aia cu tăierea pensiilor speciale, au zis, nu, 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 nu o să reu, lasă, las, la lasă, da, că știm noi. Și au făcut-o în așa fel încât să fie respinsă de CCR. Da. Pe un motiv absolut de, tâmp, de cretin. Da? da nu e prea repede, e prea grabă, prea nu știu cum. Adică ăștia sunt înțeleși, nu vom reuși e, niciodată e, să trecem de piciorul broaștei române. Cu șepte R. Ca să-i enervezi pe părinte. CCR-ul respinge orice, pe motive de multe ori absolut ridicole. Spui de partide. Da, evident, pentru că și aici e problema modului în care sunt numiți acei oameni de la CCR. Vai de capul nostru. Eu vreau să începem, o, având în vedere că tu ai fost din Nigeria până în Singapore, implicat în economiile alea reale și nu șmecherile de la noi, vreau să începem de săptămâna viitoare sau de, de cândva ce înseamnă criza economică, să explicăm pe înțelesul tuturor dacă vine sau nu vine, cât de grea va fi, care ar putea fi soluțiile și după a vedem pur și simplu ce ne arată viitorul și să povestim despre el. Adică, măcar vorbesc cu un om care, băi, în Singapore este economie reală, dincolo Nigeria am văzut ce nu a funcționat, acum trăim în România, am văzut și în Statele Unite, am văzut okay. în o grămadă țări și să vedem măcar să ne facem o, o, nu știu, o bază de date încăpățână cum ne protejăm de criza economică. Dacă vine, dacă nu vine, dacă e foarte gravă, dacă e mai ușoară. Vedem Mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu! Să aveți sănătate și virtute! Și dacă vă gândiți la rima la care mă gândesc eu, asociați-o cu toți menarii care ajung în politica socialistă.